vorbească despre un zbor final cu care ne pregătim fiecare în umblarea noastră în această lume. Și avem câteva cântări. Cred că cele mai multe le știți. Cântați împreună cu noi. Dacă vreunul dintre noi, dacă vom ajunge în ceruri înaintea lui Dumnezeu, meritul este al Mântuitorului nostru. Noi nu putem decât să primim și să răspundem la ceea ce ni s-a oferit, la ceea ce ni s-a dăruit deja. Și prima cântare pe care o cântăm este uimirea pe care o avem față de bogăția și de harul care ni s-a oferit prin Domnul Iisus. În seara aceasta o să auzim un mesaj care poate completează ce am auzit dimineață. Cum ar trebui să ne pregătim? Ce ar trebui să facă un om ca să știe că este sigur pentru zborul final? Limit de atâta bogăție ce am găsit-o, Doamne, în tine.